Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine, în platou, se află domnul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Vă salut, domnul primar, mulțumesc că ați răspuns invitației și chiar dacă ne-am mai revăzut, dar pentru telespectatorii noștri, la mulți ani, un an bun. Vă așteaptă un an dificil. Da, ne așteaptă un an bun. Bună seara, dragi ceveni, bună seara, Bucovina TV, bună seara, domnul Chidovăț. Da, așa este, un an greu din acest punct de vedere, dar având în vedere faptul că stocit și odată campanii electorale, deci de pe 1997, de când m-am scris în PNL, tot particip la fel de fel de campanii electorale. Sigur că avem o anumită experiență, un anumit antrenament, dar parcă... Dar vă și plac provocările până la urmă. Da, dar parcă că în anul ăsta nu s-a întâmplat niciodată. 4 rânduri de alegeri, foarte importante și sigur că, așa cum am spus și ieri ceva în mesajul meu la Ziua Principatelor României, rămâne o problemă destul de importantă ca noi să fim prezenți în Europa, să contăm în Europa, iar dacă tot m-ați provocat, alegerile europarlamentare care vin sunt foarte importante, pentru că ele vor trimite parlamentarii noștri în Parlamentul European. Și din acest punct de vedere trebuie să tratăm toată responsabilitatea. Da, sigur că în poziția care o am și președintele organizației municipale a PNL-ului nu pot scăpa de sarcinile electorale. Eu, așa cum știți, spun și chiar respect acest lucru, încerc să nu amestec borcanele, nu fac politică la primărie. Da. Și mai mult decât atât, nimănui din primărie noi am cerut să facă politică și mai mult decât atât, mai ales în perioadele de glorie, la anii când am început, în 2007-2008, când eram pe val și câștigam cu 86% alegerile, foarte mulți vreau să vină din primărie. Domnul primar, mă scriu și eu la partid. Și le-am spus foarte clar, măi, dacă vrei să mă ajuți, fă-ți treaba acolo unde ești, nu la partid. Corect, da. Deci, uite că am început cu politica. Eu mi-am zis administrativ și am început cu politica. Dar ca o opinie personală, domnule primar, ar trebui anumite alegeri comasate? Opinie. Da, sigur, aceste două aspecte. Discutăm odată de aspectul financiar, e și ăsta, nu e de afară din casă. Da, să zicem că nu e cel mai important lucru, că pot găsi soluții să facem economii bugetare în alte părți. Doi, din punct de vedere al efortului, și aici nu mă refer numai decât la cei care sunt în politică, până la urmă și-au asumat acest rol, joacă în acest film. Da. Discutăm cetățenii de rând, să-i aduci din 2-2 săptămâni la alegeri, mai ales că mergând pe o anumită ipoteză, practic 5 rânduri de alegeri, pentru că nu mi-am duc aminte niciodată după Revoluție sau așa în perioada democratică a noastră să fi câștigat un președinte din primul tur. La președinție, de regulă, sunt 2 tururi. Da. Deci iată că sunt 5 rânduri de alegeri. Dacă mă întrebați pe mine, cred că cel mai aproape ar putea fi și ele au fost cândva. Da. Comasate parlamentarele prezidențiale. Cred că acolo ar fi cel mai corect. Cum de altfel avem această experiență că de-a lungul anilor a fost alegeri parlamentare. Corect. Să comasez alegeri locale cu alegeri prezidențiale, nu văd. Adică totuși, care e mesajul? Alegerile locale au tipicul lor, da? Președintele acolo numește, premierul, se discute probleme de interes local. Da. Ori la alegeri prezidențiale sunt probleme la nivel național. Da. De asta spun, alegerile parlamentare sunt subiecte de interes național. Că suntem de strategie economice, politice, preț noastră. Deci, dacă mă întrebați pe mine, cred că acolo cel mai corect, din punctul meu de vedere, ar fi să comaseze cum a fost cândva alegerile parlamentare cu cele prezidențiale și care sunt cele mai aproape. Mm-hmm. Sunt cele mai aproape unele de altele. Sigur că aici, la alegerile locale, noi avem un mandat care expiră în data de 27 septembrie, practic, au fost alegerile. Așa, 27. Da, e complicat să mai amâni 2 luni de zile. Bine, atunci când s-au amânat cu 4 luni de zile, a fost această situație de forță majoră legată de pandemie. Da. Dar este vorba românească, bucuroși am duce toate, asta e situația, da? Da. Să știți, noi aici la Suceava avem motoarele pornite, un domn președinte de partid foarte implicat și, mă rog, bun strateg, domnul Flutur, eu sunt convins că o să ne mișcăm bine și în acest an electoral. Și foarte scurt, am primit de ziua Micii Uniri, ca să spunem așa,
vizita simpatizanților și membrilor AUR din Iași, Vaslui, Maramureș, Maramureș, am văzut un autocar, da, Maramureș chiar, da. Da, trebuie spus, da, Cezar, cea Cezar. Da, și duminică, iarăși, ați dat, aceste... au aprobarea pentru duminică, amenință cu vreo 3.000 de persoane. Da, deocamdată, până în prezent, nu s-a adresat la primărie nici pentru autorizare de meeting. De... Deci, pentru ziua de ieri n-a fost nevoie, pentru că, conform legii, în zile de sărbători naționale, poți să faci orice cel de anunat, de manifest cum vrei. Dar, normal, pentru ziua duminică ar trebui domnii de la AUR să vină să ceară autorizații la primărie. Cel târziu? Eu, azi ar fi cam, trebuie de 72 de ore înainte. Azi ar cam trebui depus până trebuie să întâlnite niște comisii. Da. Comisii care sunt la primărie și la ordine publică, la poliție, la jandarmi. Da, trebuie deci, strategie. Iată că așa ar fi bine și... Eu niciodată n-am încercat să pun pedici atunci când sunt îndeplinite condițiile legale. Da. Pentru că de asta sunt primar, să respectăm legea și măsura în care depun documentele în termen, în măsura în care îndeplinesc condițiile, vom da aprobare. Dar până în prezent, încă o dată spun, nu avem nicio solicitare de meeting de la AUR pentru duminică. Da. Domnule primar, în aceste zile se face recepția tehnică a lucrărilor de modernizare și realizarea sistemului de încălzire la Bazar. A fost o promisiune mai veche, mulți colaboratori aproape că nu mai credeau că se va realiza acest lucru, până la urmă s-a făcut și cu racord la sistemul centralizat. Iată. Da, este mare realizare, dar să vă spun, vă spun, am fost prin bazar, am văzut toată lumea fericit, cel puțin în zona în care bazarul e modernizat. Cred că majoritatea sucevenilor au fost, condiții de muncă, mă rog, ca să spun așa, civilizate. Și mulți spunea, domnule, ce bine era dacă, uite, era de ani mai mult, zice, m-am îmbolnăvit de reumatism aici în bazar, cât a fost frig. E o realitate. Da. Astăzi sunt în bine condiții, mă bucur că am ajuns în această fază, mă bucur că nu au fost probleme deosebite, înțeleg că lucrurile acolo funcționează normal din punct de vedere tehnic și așteptăm să vină primele facturi, dar fiind la sistemul centralizat este mai simplu, pentru că vin la oala comună cu ceea ce de contemnă termonet. Ca atare, vreau să vă spun că cu cât avem cantități mai mare de gigacalorii folosite, prețul costului scade. Este o chestiune foarte simplă și elementară. Tocmai de aceea, investițiile primăriei care le-am făcut în ultimul timp, gen sala de sport la școala 10, piața George Enescu, da, discutam de bazar, toate investițiile deci, care le facem, le vrem să le facem cu alimentare la sistemul centralizat. Ba mai mult de atât, chiar am început... colegii, dacă nu mă spun, sau școli, parcă. Da, nu, ba mai mult, asta vreau să spun, am început de anul trecut, mai continuăm și în acest an, deja anul trecut s-au branșat două școli la sistemul centralizat, Alexandru Ioan Cuza și nu știu, școala 8, dacă mă înșel eu, și urmează ca în acest an să continuăm cu Spiru Aret, cu liceul Mihai Eminescu, Dimitri Cantemir, deci cei care sunt pe gaz metan să le aducem la sistemul centralizat. Este un lucru absolut normal, având în vedere faptul că, din păcate, așa s-a întâmplat, când am venit primar, am găsit puse centrale pe gaz metan, luate pe credit la bancă, atâta timp cât noi avem o societate care producea energie termică la vremea respectivă, fosta termică. Dar asta e situația, eu aici zic eu că este o calitate, niciodată nu m-am uitat în trecut, mă uit în viitor, nu mai are rost să mai analizăm de ce s-a întâmplat. S-a întâmplat, asta este realitatea, noi de asta suntem aici, de asta suntem aleși să le corectăm și asta facem. Da, domnule primar, ascultând o emisiune în care erați invitat, ați vorbit despre și cum trece vremea, iată, despre transportul electric care la Suceava dă noi de 9 ani de zile. Da, și sunt municipii mari, importante din țară, care abia acum își aduc 2-3 autobuze. Da, eu zic că noi suntem, mă rog, campioni, ca să spun așa, ghilimele de rigoare, la transportul electric. Se putea electric. Pe mai repede? Nu spuneam mai repede. Nu spuneam mai repede pentru un că... Un cărcătaș ar putea să spună, da, doamne, totuși, spun, 9 ani, adică așa, de care ar da, fi... 9 ani de când am pornit la drum proiectul, atunci când am fost la Lisabona și am semnat acel memorandum pentru energie verde, pentru transportul electric în Uniunea Europeană, cu niște metropole mari, gen, știu, Londra, Paris, Frankfurt și multe alte orașe din Europa, în așa fel încât acel memorandum lăsat la baza, mă rog, strategiei Uniunii Europene de a introduce transportul electric. Eu zic că s-a făcut o treabă bună, mulțumesc Dumnezeu că, da, așa am văzut,
niște știri la nivel național că, de exemplu, în Norvegia, unde la fel este foarte mult transport electric, într-o zi foarte gerasă, cu minus 40 de grade, nu le-au scos autobuzele, lumea a mers pe jos pe Românește. Da. Și am văzut, la noi erau minus 15 grade, au trimis de la Antena 3 la Suceava să facă o emisiune. Da, din fericire, sigur, nu erau minus 40 de grade, erau minus 15, dar toate autobuzele erau pe drum. Ce vreau să spun, mă bucură faptul că fac față aceste autobuze și timp de iarnă și asta este un lucru bun. Faptul că ele circulă destul de pline, acum, așa cum știți, sunt foarte multe gratuități pe care noi le menținem și în acest an, nu este un lucru simplu și tocmai de ce trebuie să înțeleagă foarte clar că aceste abonamente sunt gratuite, dar nu sunt gratuite că nu se plătesc. Ele sunt gratuite pentru cetățeni, dar sunt plătite câte primărie. Dar vreau să vă spun că acest lucru va continua și în acest an și în perioada următoare. Dăm abonamente gratuite la pensionari și, sigur, anul trecut au venit și s-au ridicat 12.000 de persoane, au ridicat abonamentele la TPL. Din păcate, din evidență care le avem, deci numărul de abonamente versus validări, validarea ce înseamnă? Că e folosit abonamentul când merge la transport, sunt procente destul de mici, adică undeva cam 25%. Da. Din cei care au ridicat, că poți să merge o zi și restul unii nu, dar da. Raportul validării, numărul de abonamente, e undeva la 25%, ceea ce înseamnă că mulți au ridicat și nu prea le folosesc. Ori, cât mă deranjează acest lucru, dar noi tot ne plătim, adică tot, dacă tot le-am dat, noi le plătim. Dar și dumneavoastră cum cetățenii, și nu vorbesc oamenii care sunt pensionari la care dăm noi abonamentele, așa cum am spus și la întâlnirea care am avut-o cu dumnealor, sâmbătă la primărie, când am primit alte 40 cupluri de aur, facem acest lucru pentru că ei merită, facem acest lucru pentru că, din păcate, și eu s-a prins de generații, au fost generații de sacrificiu și pe vremea lui Ceaușescu pe Românești, da, în perioada comunistă, și din păcate sunt persoane de sacrificiu și astăzi. Mulți din ei, sigur că nu le ajung banii. Sigur că este această chestiune importantă, că se măresc pensiile, se actualizează la inflație, dar... Oricum se bucură de, da, de această Da, ele se bucură, dar de altă parte, să știți că aceste toate... Cum ele se reflectă altfel, da? Ai pensie mai mare, dar scumpește pâinea sau laptele. Adică, da, pe undeva lucrurile... Bun, dacă nu se întâmplă acest lucru, decalajul este și mai mare, adică rămân acelea salarii la niște prețuri mai mari. Dar de regulă așa se întâmplă, adică când este o creștere de salarii, atunci se aliniază automat și prețurile care cresc și pe net nu știu dacă câștigi foarte mult, dar asta este realitatea. Tocmai de aceea și în acest an vom asigura aceste gratuități și vom sprijini toate proiectele legate de pensionari și sunt aici... Veți atinge și acel obiectiv, mă scuzați că vă întreb, legat de zona metropolitană, zona urbană, funcțională, unde veți face aceleași facilități pentru copii, Două aspecte aici. Ce putem face azi și facem, și chiar înainte de la dumneavoastră emisiune am mai stat o dată la direcția juridică cu specialiști din primărie. Deci vom putea da abonamente la elevi pe teritoriul municipiului Suceava. Da. Care învață. Deci, care învață Suceava. Nu știu, prin ești absurd. Un elev care învață și chiar și la Câmpulung Moldovenesc. Nu știu, zicem că vine la Suceava. Da. Vine cu trenul până în gară. De la gară până la, nu știu, liceul Petru Rareș, conform legii, mă obligă legea. Da. Nu e o mare plăcere, că costă bani în plus. Mă obligă legea să-i dau abonament pe teritoriul localității unde învață. Deci acum venim cu completare la acest abonament care dăm la elevi. Deci vom deconta pe bază de carnet de elev, pot ridica aceste abonamente, care sunt valabile doar pe teritoriul municipiului Suceava. Pentru cealalt aspect, pentru zona de transport metropolitan, este o mare problemă. Acest lucru nu putem realiza până nu vin autobuzele noi, până nu facem contractele noi cu operatorii care vor câștiga licitațiile, contracte noi în conformitate cu prevederile Uniunii Europene. Și aici să știi că jumătate de țară sunt în această situație. Noi am preluat niște contracte la Consiliul Județean. Da, noi am preluat niște contracte la Consiliul Județean, dar din păcate aceste contracte nu respectă norme, metodologia tipică Uniunii Europene și ca atare nu pot fi decontate. Acolo avem o problemă. Dar eu sper că din moment în moment să finalizăm licitația la primărie pentru primele 50 de autobuze electrice, să aducem autobuzele electrice, să putem colabora toate cele 8 localități pe sistemul care îl avem la TPL,
în ideea că fiecare va avea posibilitatea, sigur că trebuie să contribuie financiar, să subvenționeze bilete, dacă vrei poți să dai și la pensionari și la elevi, știu, studenți, alte categorii, dar trebuie să plătiți din localitățile respective. Eu sunt convins că până la urmă vom găsi soluția corectă, în așa fel încât să nu apară niște discriminări municipiul Suceava versus celelalte localități din zona urbană funcțională. Da. Domnule primar, mai avem un minut, două minute până la prima pauză de publicitate. N-aș vrea să începem acum cu proiectul de buget pentru anul acesta. Da. Și mai apelez la câteva idei din apărut în presa locală. Au fost acele discuții legate de inaugurarea grădiniței de la Colegiul Mihai Eminescu și un coleg de-al nostru, îl și numesc Cosmin Romega, după ce a scris un articol, a punctat. Mm-hmm. În 20 de ani, 8 grădinițe da. realizate în municipiul Suceava. Da. Adică, mai mult avem... puțin. Bine, și acum, iată, avem și creșe. Eu zic și... că, dacă am mai discutat acest subiect, eu zic că totuși sunt multe, dacă discutăm așa, pentru că dacă facem un inventar, da, cineva îmi reproșa, se rămâne una alta, că n-am construit niciun pod de când se vede așa. Am spus, domnule, am construit două poduri, sau poate chiar mai multe. Unul, podul Unirii, doi, ruta alternativă, ruta ocolitoare de la Fărticeni către Siret, este inițiativa primarului Ion Lungu, la inițiativa mea, în anul 2006, a fost aprobată această rută. Și chiar am fost foarte, cum să spun, invidiați de cei din orașele de lângă noi și, în mod special, de cei de la Iași. Și zic, domnule, acum Suceava are ruta ocolitoare și noi nu aveam. Deci, vreau să spun și aici, totuși 8 grădinițe și mai sunt încă... Nu, da, dacă sunteți la podul, nu trebuie uitată și lucrările de consolidare la podul, da, da, spre Burdujeni, dar și pasarela aia. Le-am făcut, în ce situație era? Da, adică... s-au făcut reparații capitale și la pasarelă și la erau poduri, firme? Și la poduri și la pasarelă pe fonduri europene, deci am făcut acest lucru. Dar revenind la grădinițe, eu zic că totuși, da, mai trebuie să încă. Și vreau să vă spun că avem încă o grădiniță care vreau să o termin și... Este și cea de la Ițcani, care este într-o situație aproape similară cu cea de la Colegiul Mihai Eminescu, începută de Ministerul Educației, dar deocamdată neterminată. Și așa cum se știe, avem două proiecte grădinițe noi, una în cartierul Opcini și alta în zona centrală la școala generală numărul 1. Deci și cele două creșe, vreau să vă spun că sunt necesare în continuare, trebuie cât mai multe grădinițe, program prelungit, cât mai multe creșe, mai ales că este o realitate, avem și, o presiune, da? Nu, o presiune pertinentă. Și cei din zona urbană funcțională vin cu copiii în oraș, da, mulți din ei lucrează în oraș, îi aduc la grădinițe din oraș, îi aduc la creșa din oraș, eu sper să îi aduc și la creșele din oraș, că suntem în faza de construcție alte două creșe. Și sigur că, ca ordine de prioritate, au prioritate în primul rând cetățenii care sunt din municipiul Suceava, dar nici pe ceilalți nu îi respingem. Totuși vrem să ne dezvoltăm împreună. De aceea, indiferent câte grădinițe am avea și crește, sunt convins că vor avea grad de ocupare mare și mă bucur acest lucru. Sigur că nu vreau să spun că nu este o o lipsă de preocupare din partea noastră, dacă discutăm de proiectele care le facem fonduri europene, dar totuși ele au un anumit ritm, da, au un anumit fai de parcurs. Eu știu ce o să-mi spune unii, da, domnule, dar ai făcut grădiniță, a durat 5 ani de zile. Da, pe fonduri europene durează și 5 ani de zile, dar asta este realitatea. Până se aprobă, până se aprobă indicatorii, până faci licitația, până vine constructorul, până se recepționează lucrarea, este timp destul de mult. Dar dacă punctăm doar ultimii trei grădinițe care le-am dat în funcțiune, grădinițe noi, moderne, în Burdujeni Sat, Dumbrava Minunată din centru, da, grădinița de la Colegiul Național Mihai Eminescu, deci sunt, grădinițe moderne. Și da, să-mi voi să vă spun, am circulat mult și pe afară și, sigur, și cei parte din care ne urmăresc și dumneavoastră, eu vă spun că dacă astăzi noi mergem la niște unități școlare din, țări vechi în Uniunea Europeană, gen în Franța, Germania, Anglia, ce vreți dumneavoastră, Spania, nu ne facem de râs, sunt multe școli de noastre care arată mult mai bine ca ale lor. Unii din ele sunt reabilitate fonduri europene și aici când o să ajungem la buget o să vedem, da, că și în acest an avem proiecte pe această zonă, altele pe fonduri proprii, dar învățământul este o prioritate, dar o să abordăm acest subiect la capitolul buget. Da.
Da, legat de fonduri europene, ați fost foarte elegant, ați vorbit despre foaia de parcurs și nu, cum spun, se spune de obicei, birocrația. Care... Da, birocrația, da. Chiar am avut, mă rog, eu sunt și membru din Comisia de Împrumuturi la Ministerul de Finanțe și era o speță acolo. Ce se întâmplă? Care avem și noi, dar la noi sunt mai este mică. Deci proiectele care nu ne termin până la 31-12-2023 este acela N plus 3. Da? Merg mai departe, dar cheltuielile care se fac acolo sunt neeligibile. Și atunci era o interpretare acolo, o localitate, și mă feresc, orașul Beclean, din Bistrița, a cerut un credit să continue lucrările. Da. Se au cerut Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor, Comisia de Împrumuturi. Se termine lucrările, chiar dacă ele sunt pe fonduri neeligibile. Iar o doamnă de acolo spunea că nu, că nu e corect, că proiectul s-a încheiat la 31-12, doamnă, s-a terminat la 31-12. Dar el este dat totul de guvern. Mai poate să meargă un an de zile cu condiția că sumele care se cheltuie acolo sunt neeligibile. Dar tot proiectul european este. Și atunci am avut o discuție, mă rog, civilizată, dar un pic mai contundentă cu doamna respectivă. I-am spus, doamnă, de asta ne plângem noi că nu accesăm fonduri europene. Parcă căutăm bețe în roate. Deci vine un primar care vrea să iei un credit să termine un proiect european. Și noi încercăm tot să-l învârtim, să-l sucim, să... când nu mai este proiect european. Deci... cum nu este proiect european, doamnă? El e nefinalizat, tot proiectul european este. Nu că a expirat perioada de exercițiu. Da, doamnă, dar uitați că avem ordonanța românească, autoritatea de guvern românească, care spune că ele mai merg un an de zile cu condiția ca cheltuielile să fie suportate de către autorități. Dar am dat un exemplu pentru că, din păcate, avem atâția filozofi la guvern și mai departe, funcționari care... nu ne spun cu reproș, dar noi acolo suntem în Comisia asta de Împrumuturi, câte un reprezentant la structurile asociative, eu sunt din partea municipiilor, sunt din partea județelor, a comunilor și a orașelor. Noi cei din structurile administrative am votat pentru, niște funcționari la București au votat împotrivă. Și sigur, a fost discuție, doamnă, dar dumneavoastră s-a implementat o dată. Dar trebuia să termine. De cine a terminat proiectul? Doamnă, dar dumneavoastră s-a implementat o dată un proiect european? Da. Eu vă dau cazul meu la Suceava că avem 60 de proiecte de implementat cu fonduri europene, adică nu e un singur proiect care s-a implementat. Da. Și cu siguranță, mai ales că vin aceste proiecte și o să ajungem să discutăm, care au foarte multe cheltuieli neeligibile în ele și discutăm aici în mod special cele pe Programul Național de Redresare și Reziliență, în care sigur că autoritățile trebuie să aducă mulți bani. Ori aici trebuie să mergem pe ceea ce am spus eu, buna credință. Adică dacă vezi că omul vrea să termine, ia un credit, îl dă înapoi, nu se întâmplă niciun fel de problemă, încercăm să punem bețe în roate. Eu înțeleg și funcționarii, fiecare își apără scaunul lui, nu vrea să complice, nu vrea să complice, nu vrea să dă cu subsemnatul și totuși eu aici am o vorbă. Da? Când ești într-o funcție, trebuie să-ți asumi. Da. De asta ești de acord. Da. Care nu vrea să-ți asume, zice acasă, îmi pare rău, vine altul în locul lui. M-am făcut toate discuții și la primărie. Da, eu, domnule, ți-am spus, faci ceva legal? Nu, dar știți că o fi cu păzit. Domnule, foarte bine, trebuie să avem responsabilitate. Dacă e legal, dacă ai argumente, domnule, dacă nu ai, eu nu îmi ferește, nu impun la nimeni și nu, și vă spun, nu am discuții de astea, de a face presiuni, să aprobe, să facă, semneze. Dar mai sunt oameni de ăștia că, da, domnule, dar eu nu semnez. De acord, dar de ce nu semnez? Că parcă îi se pare lui, domnule, trebuie mai să ai act de responsabilitate. De asta ești în scaunul ăsta. Da. Analizează, blindează-te, vorbești de 100 de ori, dar în final trebuie să luăm o decizie. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim.